Salutare toată lumea și bine la un episod de Mafia 2. Hai să continuăm de unde am rămas. Da, deci trebuie să mergem după Joe, aia nostru, să ne luăm pistolul mână pentru orice eventualitate. Deci, hai să vedem, bă, fraților. Shit, cops, ok, hai să mergem după el. Ce? Ah, uite. Trebuie să mă ascund și eu undeva, că nu pot să-i las tragă mine așa, aiurea, nu? Mori. Asta nu murim? Ah, ok, rip, o picat. Bă, i-o picat shotgun-ul, eu vreau shotgun-ul lui. Eu vreau armele, dacă se poate să mă duc acolo. O muri, gata. Hai să mergem. Dar de ce ține pistolul așa în față? Nu-mi place. Așa, așa. De unde, de unde? Ah. O picat, rip. Rip. Bă, o să încep să fac și vloguri pe acest canal, adică nu vloguri, dar eu când o să merg la mare, o să merg și o să filmez daily vloguri, adică o să filmez și o să editez și o să pun mai pe scurt ce fac eu la mare acolo, deci sper să vă placă. Let's go. Facem asta, face 360-uri. L-a arestat pe ăla, l-a arestat pe ăla, ce fraier! Who the hell was that? Brian O'Neill, crazy Mick bastard. Not too bright. Usually works as high end muscle. Yeah, I didn't think he was the brains of the operation. Shit, the cops. Come on, get out of the light. Let's go. Come on, come on, come on. Don't worry. Give me a bed. I'll go ditch the goods. All right. Okay, this dumb skip. Vine poliția, vine poliția, vine poliția, vine poliția, vine poliția, vine poliția. Vine poliția. Deci. Hai să mergem încet. Vine altă mașină, vine altă mașină. Holy shit. Hai repede, acum, acum. Oprite aici mașina aia de poliție. De ce? Ah. M-au văzut. M-au văzut. Instant m-au văzut. Deci trebuie să stăm aici până o să dispară mașina de poliție, ceea ce o să ne fie foarte greu. Deci stați așa. Sper că nu vine aici. Nu m-au văzut. Nu m-ați auzit? Nu m-ați auzit? Sper că nu m-au văzut. Oh, shit! Oh, ce rect! Nu apucam niciunul să ajungă la mine. A, unul are mitralieră. Mersi, frate. Și acum hai să scăpăm cu mașina de poliție, nu? Deci. Trebuie să ajungem... Unde trebuie să ajungem? Toy and the guy go to juice. Ok, hai să mergem la Joe. Nu mă interesează de unde se ia ei după mine, eu o să fug la Joe repede. Da, deci sunt și hainele la Wanted. Oricum avem haine în dulap, presupun că haina nouă care am luat-o în episodul anterior, sper că s-a salvat. Uitați că o să iau pacia, să fiu sigur că nu o să vină poliția. Vedeți că special altă stradă, două mașini de poliție. De poliție. Să fiu sigur că nu... Uite, vedeți, vedeți cum apar mașinile de poliție. Oleu, stai una. Nu, 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 nu m-ai văzut, perfect, atâta trebuia. Trebuie să nu mă vadă nicio mașină de poliție, că dacă mă vede după aia o să mă urmărească și o să le zică celorlalte unde sunt. În ce... Zona a fost văzut. Am fost văzut deja. De aia trebuie să o luăm pe aceea și o să mă dau jos din mașină și o să fac eu o mică jmecherie. Fiți atenți aceea. O luăm la dreapta, la stânga, pardon. O luăm pe scările astea. Las mașina aici. Și fug repede. Fug, 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 fug. M-am văzut. Perfect. Easy. Bă, dar frate, ce disperați sunt ăștia. Gata, o, am înțeles, gata, mai încet.
Nu că e calc. Ce mă, e șmecher, mă? E șmecher. Toate așa. Dă-te mă la parte. Așa. Că deja m-am săturat de fraierii ăștia. Să nu spui că trebuie să iau jos pe lângă mașinile alea de poliție. Da, trebuie să iau jos pe lângă mașinile de poliție. Dă-te la o parte. Eu n-am treabă ce să iau ăștia de mine. Duceți-vă, mă, de aceea. Gata, și-am și scăpat de ei, cred. Sper să nu mai vină mașini de poliție fix în drumul meu, mă. Și alea de ăștia aproape am scăpat. Aproape. Fie, scama se duce Wantido. Bine, nu s-a dus de tot, pentru că tot s-a urmărit. Dar măcar acum am luat-o la stânga aceea sau la dreapta, de fapt. Am avut ăștia, mă văd ăștia, mă văd ăștia, mă văd ăștia. Nu, nu. Nu, caca. Aoleu, vin mașina deasupra podului. Dar nu m-a văzut, easy. Gata. Și m-am bușit. Nu contează, o să o luăm pe aceea. Nu ne interesează pe noi. Oh, și am făcut și cu un rifle aici. Foarte, foarte frumos. Aoleu. Bă! Bă, du-te dracu, mă, mi-a apărut, fotos, aoleu, mi-a apărut ăla în față, ce căcat. Bă, stați că fug repede, mă, piși pe ei. Gata, am scăpat de ei. Fraierii, naiva. Păi ce repede am scăpat de ei de data asta. Hainele-mi sunt wanted, așa că mergem la clothing store-ul ăla. Nu știu cu ce mașină, să merg cu asta? Sau să merg pe jos? Aaaa. Avea doar o de-aia. Se mașina de-aia mai era blagită, dacă știți ce zic. Da. Uite-ți câtă poliție pe aici. Fugi, fugi. Nice. Nu mi se văd hainele din mașină, vedeți? Cred că atunci era un bug, vedeți? Mi s-a văzut foarte, foarte puțin. Dar oricum, mama, mergem la shop-ul ăsta, o să ne cumpărăm haine și gata, mă. Easy, easy, easy. O să merg pe aceea ca un dobitoc cu mașina pe trotuar. Așa, gata. Hai să vedem. O să-mi iau haine de-astea, pentru că deja haine de-alealte am. Deci, n-am nevoie. Ia uite-l, mă. Mafiosul del... Putoso. Easy. Nu te iei tu de mine, dă-te naiba. Gata, boss. Și am scăpat de toate de grijile. Nu. Ia să mă bușesc. Dacă mă bușesc la mașina de poliție, direct la pușcărie ajungem. Foarte, foarte bine. Am scăpat de fraieria, ia gata, frate. M-am scos. Acum singurul lucru care rămâne e să ajung acasă în siguranță, să nu mă bușesc cu mașină de poliție, să dea o antidiară. Dar nu cred că o să se întâmple. Asta că mai am foarte puțin până acasă. Foarte, foarte puțin până acasă. Cum îl chema pe la Brian O'Neill. Da, l-o aresta pe fraier. L-o aresta pe fraier. N-o să ne mai întâlnim cu Brian O'Neill ca să ne distrugă el visele. Și m-am bușit cu mașina. Bă, du-te mă, Dacia. Uite, mi-am distrus mașinuța mea frumoasă. Bine, nu e mașinuța mea, dar să zice că e a mea, ok? Aoleu! Stai, ce fac? Eu mă uitam să văd de cât timp filmez și mă bușesc cu mașina. Nu mă înjur tu pe mine, mă, femeie. Nu mănânc și niște covrigi. Am niște covrigi lângă mine și sunt foarte bune. Conduc și o mașină, perfect. Așa am ajuns acasă. A, de fapt, stai că aici e. Gata. Ce
The Buzav. Hey there, handsome. Hi there. Hi there. Dive to Freddy to meet Jew for lunch. Oh. Asta meu. Take clothes. Hai să mergem, băiețași. Eu nu cred că am mașină în garaj. Sau am? Ia. Nu cred că am mașină că... Ce? Still in a good mood, huh? What is she, your girlfriend or something? Well, if she's not gonna pay for it, you will. One more word, and you're gonna need a new set of teeth. Now get the fuck out. That was the word. Ești mecheră? Ia dă-mi frumusețea ta de mașină aici, ia uite-o, mă! Vezi, m-am scos și cu mașină și am și aparat-o, bă, așa cum o să-l calc pe fraier. Îl calc? Hai să-l calcăm. Tu îmi comentezi mie la gagica mea. Bine, nu e chiar gagica mea, da, da. Mersi de mașină, fraiere. Nici măcar nu și-a bușit-o, voi observați, nu și-a bușit mașina tipul ăsta. Acum ai îmbușit-o, eu am spart farul, dar înainte nu era bușită. Deci ceea ce e foarte bine. Deci tipa aia chiar nu era vinovată de nimic. Nice. You're in here early. Madam Sus. Hey, fellas. Hey. Hey, Vito, this is Luca Garino. He'd like to talk to you and Joe. Luca, this is Vito. Good to meet you, Mr. Garino. Mr. Garino. So formal. Call me Luca. Take a seat. Take a seat, Vito. No, bun. Ieșim daci. Pick up the hair from Harry in Kings. Vă, fraților, oricum, sper că v-a plăcut acest episod de Mafia. Eu sunt Mafia. Glumeam. Deci sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați să apăsați pe butonul de subscribe și să dați un comentariu, să ziceți și voi acolo ce mai vreți să postez și ne vedem data viitoare. Bye, bye.